bun, toată pregătită. Silva a venit a doua victorie pentru voi în această serie de finala cu Oradea. Trebuie să ne ofere descrierea jocului. Din nou un meci greu, un meci echilibrat, un meci demn de o finală. Mă bucur că am reușit aceste două victorii pe teren propriu. Nu a fost ușoară perioada dintre meciurile de la Oradea și meciurile de acasă. Foarte multă încărcătură psihică, foarte greu din punct de vedere mental. Era 2-0 pentru ei și presiunea era pe noi. Am reacționat foarte bine din acest punct de vedere. E 2-2 acum. Urmează un meci extrem de important. Ca să reușim să câștigăm acest titlu de campion, trebuie să facem un meci extrem de bun la Oradea și să reușim să câștigăm. Exact asta v-am spus și băieților, din momentul acesta ne gândim cum să fim mai puternici mental, cum să fim mai pregătiți pentru următorul meci ce va avea loc la Oradea. Ați fost probabil căzuți din punct de vedere moral după primele două meciuri, acum e 2-2, moral în plus pentru UBT înaintea meciului 5? Cu siguranță nu am fost căzuți. Dacă eram căzuți, nu mai jucam astea două meciuri și le câștigam. Am fost afectați, ne doream să câștigăm unul din cele două meciuri acolo, nu am reușit, însă nu trebuie uita niciodată că finala se termină la 4 victorii, nu la 2, nu la 1, nu la 3. Trebuie să rămânem puternici, trebuie să rămânem constanți și să ne luptăm ca noi să fim echipa care va ajunge prima la 4 victorii. Asta se închide aici.